Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în vărsător. Voi face ca de fiecare dată, în prima parte, descrierea tranzitelor astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, de tarot, dar și în talismane. Și înainte de toate, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru că sunteți aici, pentru mesaje și pentru suport. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele și le găsiți potrivite, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna iulie a debutat cu retrogradarea planetei Neptun, în semnul peștilor pe care îl și guvernează, de altfel, la voi în zona banilor câștigați prin munca voastră. În această a doua casă se regăsește deja și Saturn în retrogradare până pe 15 noiembrie. Iar Neptun va rămâne în perioada de retrogradare până pe 7 decembrie, lucru care ne aduce pe noi acum cu picioarele pe pământ. Aceste arhetipuri ne invită să ne maturizăm și să ne administrăm mai bine resursele financiare. Întrucât Neptun vorbește despre visare, iar semnul peștilor despre a nu avea niciun fel de limită, există aici o tendință de a risipi și de a cheltui inutil. Există în această perioadă oportunitatea să vă documentați, să învățați, să vă administrați mai bine resursele. De asemenea, acest arhetip al peștilor ne invită către inconștientul colectiv, către lucrurile care pot fi transgeneraționale. Dacă aveți o relație defectuoasă cu banii, să cercetați în linia voastră de neam, să vedeți ce relație au avut și străbunii voștri, pentru că este un tipar căpătat și a venit vremea să vă structurați puțin mintea, să gândiți limpede și să fiți mai atenți în ceea ce investiți. Pentru că sigur că da, Neptun este o energie visătoare, iar peștii ne indică artă, visare, magie, totul așa la nivel de imaginație. Avem tendința să cheltuim bani pe lucruri frumoase, însă când vine vorba despre vremurile în care trăim, s-ar putea să fim nevoiți să le găsim mai degrabă utilitatea, decât să ne lăsăm ghidați de aspectul estetic. Și Saturn vă ajută în următoarea perioadă să construiți mai bine, să fiți mai eficienți, mai ordonați când vine vorba despre banii voștri. În acea zi și Mercur, cel care vorbește despre intelect, gândire, își începe tranzitul prin Leu, în casa a șaptea, care este o poziție cu arhetipul vostru. Leul este un semn exuberant, este un semn căruia îi place luxul. Desigur că vorbește și despre generozitate și despre bucurie. Aici vorbim despre ceilalți și despre cum sunt ceilalți în raport cu voi înșivă sau voi în raport cu ei. Cu Leul aici pe casa șaptea, în această lună veți străluci. Veți atrage foarte mulți oameni în jurul vostru, veți atrage lucruri bune, prosperitate, contracte noi sau abundență la voi în casă, în familie. Vă veți gândi la tot soiul de lucruri în care posibil să investiți, contracte de vânzare, cumpărare și așa mai departe. Atenție că există acea energie destul de fluidă și de misterioasă în casa banilor, la ce semnați, la ce cumpărați. Pe 6 iulie a avut loc luna nouă din Rac, iar pentru voi Racul se regăsește în casa rutinei. În casa 6-a, unde vorbim și despre sănătate, la orice nivel, despre mentorii pe care îi avem, persoanele către care ne uităm și ne influențează, vorbim despre locul de muncă, vorbim despre animalele de companie. Racul este semnul emoțiilor. Este semnul care ne vorbește despre siguranța noastră emoțională. Așadar, această lună nouă vă poate aduce oportunități să întâlniți oameni care să aibă un impact și o influență pozitivă în viața voastră, să vă ajute să vă reconectați cu emoțiile voastre. Aici, la nivel de rutină, din nevoia de a vă simți în siguranță, să fiți atenți la lucrurile pe care le faceți în mod recurent, pentru că Racul este un semn timid, poate la locul vostru de muncă. Vreți să faceți foarte multe lucruri, dar faceți 3 pași înapoi când vine vorba despre a acționa, pentru că vă este teamă, pentru că aveți nesiguranță. Și acum vă puteți da seama de toate acele lucruri pentru a le putea depăși. De asemenea, în zona sănătății, aveți ocazia să faceți niște tratamente care țin de emoțiile voastre, niște terapii care să vă ajute să vă descărcați sufletul.
Puteți adopta animale de companie în această lună. Racul este arhetipul mamei și s-ar putea ca foarte multe dintre simptomele pe care le aveți să aibă legătură cu conexiunea emoțională cu mama, indiferent de vârsta pe care o aveți. Mai departe, pe 11 și zeița frumuseții, Venus, își începe tranzitul prin leu în casa a 7-a. Pentru unii poate veni cu o relație mai bună, acum cu partenerul de viață. Pentru alții poate veni cu o căsătorie. Pentru alții dintre voi poate veni cu bucurie să faceți fel și fel de lucruri alături de partenerul vostru de viață. Venus este o energie optimistă, pozitivă, magnetică, care atrage bani, desigur, și relație. Ea guvernează această casă organic. Este o lună în care vă veți bucura în zona relațiilor. Este o lună în care lucrurile tind să se așeze cumva mai bine. De asemenea, să aveți grijă la partenerii voștri și la relația pe care o aveți voi cu banii și cu partenerii voștri. Să nu cheltuie partenerul vostru de viață mai mulți bani pe lucruri scumpe. Poate fi vorba aici și despre vacanțe, poate fi vorba aici despre a trece la un alt nivel. Acum, dacă aveți o relație care era așa din când în când, energia leului va aduce foarte multe șanse și foarte multă bucurie în această lună. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, Marte, guvernatorul berbecului, își începe tranzitul prin Gemeni și activează casa iubirii, casa a cincea. Tot aici vorbim și despre copii sau copilul interior, bucuria vieții, riscurile pe care ni le asumăm, proiecte și creativitate. Gemenii sunt arhetipul curiozității, al teoriei. Ei acumulează informații, cercetează și studiază. Iar Marte este inițiativa, determinarea și energia primă, acțiunea. Așa se face că s-ar putea să cunoașteți oameni noi în această viață care să vă devină, desigur, parteneri de viață. În relația cu ai voștri copii, începeți să faceți lucruri diferite, poate drumuri cu aceștia, poate vă concentrați foarte mult pe ai voștri copii în această lună. Mai poate fi vorba despre planuri de vacanță, dar o vacanță mai luxoasă, o vacanță mai costisitoare. Și, după cum spuneam, să aveți grijă la banii pe care îi cheltuiți. Marte în Gemeni vă poate ajuta acum să puneți pe hârtie un plan care are legătură cu creativitatea voastră, cu proiectele, cu ceea ce vă bucură. S-ar putea să vreți să citiți mai mult în această lună, să vreți să studiați mai mult sau să stați de vorbă cu oamenii, pentru că este o energie foarte socială. Singurul risc care poate însemna aici este să mergeți pe mai multe direcții sau să vă caute mai mulți oameni deodată. Sau dacă aveți vreo idee și vreun plan, trebuie să mergeți pe o anume direcție, pentru că gemenii tind să se împrăștie așa în idei și să rămână la nivel de teorie. Să fiți vigilenți în această privință. Pe 21, la o zi după, se petrece evenimentul de lună plină din Capricorn. La voi pe casa a 12-a. Capricornul este arhetipul maturității, cel care ne ajută să atingem un anume prag, să creștem, să ne maturizăm, să fim mai ordonați, mai organizați. Casa aceasta a 12-a este cea a inconștientului colectiv. Este casa unde ne regăsim pricile, unde acționăm fără să ne dăm seama. Este karma transgenerațională. Este locul unde fugim de lume. Ne ascundem atunci când nu vrem să înfruntăm realitatea. O lună plină, pe 21 de grade, ne spune că este în regulă, că putem încheia anumite lucruri sau că putem ieși din izolare, la propriu sau la figurat, că ne putem încrede acum în lume, că putem îndrăzni să credem că putem fi iubiți sau că ne putem bucura în sfârșit de viață după o lungă perioadă de timp. Când ceva nu ne iese, ne refugiem în ceva care ne face plăcere, dar este de moment. Cam asta este energia aici, să vedeți care este refugiul vostru atunci când apare o situație dificilă în viața voastră. Soarele va activa și el casa a 7-a, când intră în leu pe 22, sigur că veți fi foarte vizibili, sigur că lucrurile vor tinde să funcționeze bine acolo în relație, cel puțin pentru moment. Din aproape în aproape voi vă puteți construi singuri bucuria, dar și relația. Apoi energia se schimbă, intrăm într-un nou registru mai eficient, de îndată ce pe 26 Mercur își începe tranzitul prin Fecioară și vă activează casa a 8-a.
Această casă ne vorbește despre frici, despre subconștient, despre ceea ce este ascuns în noi și ne temem. Despre datorii, despre impozite, taxe, despre resursele împărtășite, banii celorlalți, intimitate, dar este și zona care ne ajută să ne regenerăm. Moarte și renaștere, transformare. Mercur este cel care ne oferă indicii despre mentalitatea noastră, cum gândim, cum vorbim, cum percepem. Iar Fecioara este semnul eficienței, al clarității, al ordinii și al disciplinei. Ni se așează gândurile. Avem mintea limpede când vine vorba despre toate lucrurile pe care le-am enumerat. La nivel de resurse împărtășite, facem puțin ordine. Dacă al nostru partener de viață are dificultăți în gestionarea banilor, în această lună putem remedia aceste lucruri. Când vine vorba despre afacerea proprie, uite că în această lună trebuie să stăm puțin să buchisim registrul contabil, să ne facem temele, să vedem cum stăm cu plățile, să ne ordonăm puțin. Și tot în aceea zi avem parte de retrogradarea lui Chiron în Berbec, în casa a treia. Chiron este rana eternă și pentru voi atinge zona comunicării, zona studiilor primare, a primilor ani de viață, comunitatea, vecinii, drumurile pe distanțe scurte, activitatea pe care o faceți voi zilnic în mod recurent, rudele sau frații mai mici. Iar aici, la nivel de individualitate, dacă ați avut frați, s-ar putea ca voi să nu fi fost foarte vizibili și să aveți această rană a abandonului, să fi fost ei cei preferați. Sau poate ați fost voi cei preferați și ați purta această povară, vă simțiți cumva datori față de frații voștri. Sau poate a venit vremea să vă separați cumva și să nu vă mai simțiți responsabili pentru aceștia. Berbecul reprezintă identitatea, independența și autonomia. Voința de a face lucrurile în felul meu, în acord cu sufletul meu și cu legile universale. Incapacitatea de a acționa în această lună reiese la suprafață. Unde aveți blocaje? Unde credeți voi că singuri și pe cont propriu nu reușiți? Dacă nu aveți frați, atunci este vorba despre primii ani de viață, unde, cel mai probabil, ați fost șlefuiți la nivel de activitate. Nu ai voie acolo, nu ai voie acolo. Iar începând cu această lună, puteți să vă dați seama că aveți voie și că puteți experimenta, pentru că doar din experiență sau din greșeală învățăm. Să vedem ce ne spune energia. Distragerea atenției de către lucrurile strălucitoare. Și avem numărul 15 aici, care este al diavolului și o tendință de a cheltui pe lucruri scumpe. Sau poate fi vorba despre următorul lucru. Decât să investim în ceva ieftin, mai bine investim în ceva bun, care durează în timp. Atenție la cheltuieli. De asemenea, cu peștii pe casa a doua, există o lipsă de stimă de sine care s-ar putea să fie controlată când vine vorba despre fricile noastre, să fim critici atunci când nu ne simțim băgați în seamă. Dar critica aceasta să fie un scut de apărare când mi-e teamă, critic, pentru ca să nu fiu eu la rândul meu atacat. Poate fi o temă importantă. Acceptă și primește casa a doua, banii și casa a patra, spațiul locativ. Aici este vorba clar despre părinți trecut, despre cum sunteți voi în casa voastră, cum a fost relația cu părinții. Poate nu au avut suficiente resurse financiare să vă ofere în copilărie ceea ce v-ați dorit și apoi de-a lungul timpului ați fost foarte economi, ați acumulat sau poate nu aveți acest dar al gestionării banilor și începând cu această lună o puteți face pentru a deveni mai stabil, pentru a vă putea bucura de munca voastră, dar și să învățați să acceptați și să primiți. Pentru că peștii aduc și foarte mult noroc în casa a doua. În timp ce Fecioara din casa a opta poate crede că nu merită și atunci să vă blocați inconștient abundența. Și curajul îți aduce magia în viață. Casa a treia și casa a noua. Da, este vorba despre credința voastră de acum, care a fost formată încă din copilărie. Curajul
pentru că îl veți avea pe Chiron pe casa a treia, de a te redescoperi. Redescoperi copilul interior din tine, dar redescoperi și faptul că adultul din tine se poate schimba, se poate transforma, indiferent de vârsta pe care o aveți. Mai avem niște lucruri importante în această lună, respectiv faptul că toate planetele din casa a șaptea din Leu vor face opoziție cu Pluton din Vărsător. Se transformă viața voastră, viziunea voastră despre viață, modalitatea în care percepeți viața, dar și modalitatea în care ceilalți vă percep pe voi. Tot conceptul, tot sinele vostru acum trece printr-o perioadă de tranziție și va fi nevoie să fiți lucizi și foarte inteligenți, mai degrabă înțelepți, începând cu perioada aceasta pentru următorii 20 de ani. Pentru că a venit vremea să schimbăm lucrurile, inovație, spune Vărsătorul. Tot în această lună avem o puternică conjuncție care se produce între Marte și Uranus din Taur, iar pentru voi, uite care loc fix pe casa a patra, adică aici, unde trebuie să învăț să accept, să primesc sau să-mi curăț la nivel de rădăcină, de convingeri preluate încă din copilărie, percepția, pentru că s-ar putea să mă fi încurcat sau pentru că s-ar putea de acum înainte să mi se ofere șanse pe care să nu le văd tocmai pentru că nu cred în mine sau în ele. Este o energie foarte puternică să știți că pentru toată lumea această lună. Inimă sacră, pasiune, iubire și uniune spirituală care se poate produce fix începând cu această lună, chiar dacă nu credeți, acolo va fi cheia. În ce credem că putem, în ce credem că merităm, în stima noastră de sine. Desigur că Pluton pe 2 septembrie se întoarce în Capricorn, vă mai atinge odată casa a 12-a pentru a zgudui profund. Șterge praful, face curățenie la nivel de inconștient colectiv, dar și la nivel de subconștient. Ce este acolo blocat va începe să se deblocheze prin situații de viață, prin oameni, prin idei care pot apărea. Să vedem mai departe ce spune energia. 5 de spade, 5 de băte, justiția, 4 de cupe, regina de băte, spânzuratul și regina de monede. Primul lucru pe care îl spune energia la nivel general pentru voi, începând cu această lună, este exact ceea ce am menționat, și anume faptul că trebuie să vă schimbați la nivel de mentalitate tiparul gândurilor, pentru că sunt gânduri care vă autosabotează. Luna plină din Capricorn asta spune, unde te autosabotezi. Este o rană de umilință și un conflict de devalorizare pe care îl ai și de care poate nu ești conștient. Și uite că se poate echilibra, meriți mai mult, ești mult mai capabil decât poate te-ai crezut în această viață. Uite cum poți fi și cum te poți schimba din ceea ce ești acum. Poate fi vorba despre faptul că ai preluat un tipar sau o convingere formată de mama sau o privește cumva pe mama sau energia feminină care te-a format. De acolo putem găsi indicii puternice. Fie mama a fost o femeie puternică care s-a ocupat de foarte multe lucruri și în mod direct de tine mai puțin, fie a existat aici ceva care ți-a schimbat punctul de vedere, dar tot într-o acțiune sau într-o chestiune care o privește pe mama sau o privește pe cea care te-a format, poate a fost bunica. Pluton în Vărsător vouă pe casa întâi acolo vă aduce inovație. Este ca și când intrați într-o nouă lume, într-o nouă etapă puternică de altfel din viața voastră. În zona relațiilor au existat aici în permanență conflicte și dispute la nivel mental sau pur și simplu interferențe din mediul exterior, care acum se pot îndepărta. Interferențe în mod direct sau indirect prin tiparul gândurilor, prin tiparul vostru, prin deprinderile voastre comportamentale. Iar începând cu această lună poți vedea anume faptul că ești puternic și că nu depinzi de nimeni și de nimic pentru a avea o viață bună.
Dacă ești persoană singură, poți întâlni pe cineva. Din nou aici, atenție, că s-ar putea să fi întâlnit de-a lungul timpului oameni, dar care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor tale, pentru că tu ai o anume credință. Și energia racului din casa 6-a, care atinge zona rutinei, dar atinge și zona aceea a dușmanilor din viața noastră de zi cu zi, poate spune în felul următor, că suma tuturor gândurilor tale de până acum poate nu te-a ajutat, ci te-a sabotat. Într-o anumită privință, poate ai judecat prea aspru sau poate ai vrut să oblojești, să ai grijă prea mult de oameni, iar oamenii respectivi nu ți-au egalat ție energia, nu aveau cum să fie parteneri de viață în contextul în care tu îi învăluiai cu o energie maternă. Îți poți găsi perechea potrivită. Trebuie doar să te echilibrezi la nivel mental și sufletesc și să intri în armonie cu sufletul tău, pentru că stima ta de sine poate crește. Aceasta este energia leului din casa 7, dar tu s-ar putea să nu te vezi așa cum te văd ceilalți. Lasă-te purtat, pentru că ești atrăgător în ochii celorlalți și poți avea parte de o relație stabilă. Pentru cei care aveți o relație stabilă, veți ieși dintr-un conflict. Poate îi se pune problema unui divorț, pe care totuși nu îl doriți sau partenerul de viață nu îl dorește. În această lună veți avea un răspuns, veți avea claritate în aceste chestiuni. Mai precis, puteți evita un divorț, mai precis puteți ajunge pe aceeași lungime de undă, la un numitor comun cu partenerul vostru de viață, iar toate acestea vin din acceptare, din acceptarea unicității noastre. Puteți unii dintre voi încheia un partaj, un lucru care a persistat foarte mult, dar prin empatie, prin generozitate. Cumva energia se schimbă și ne ajută pe toți să fim un pic mai buni ca de obicei și atunci lucrurile se remediază mai ușor ca de obicei. Poate fi vorba despre o căsătorie după o lungă perioadă petrecută acolo, pe casa a cincea. O relație din când în când, în această lună, capătă stabilitate. Poate căpăta, este un potențial. Cei care sunteți în perioada de separare aici, au existat dispute și există în continuare dispute și se pare că drumul vă împinge către a înțelege că nu erați lângă omul potrivit. Pentru a avea o relație stabilă, omul acesta fluctua foarte mult și avea un ego cât casa de mare. Acolo unde voi s-ar putea să fi fost cei care susțineați relația la nivel energetic, iar oamenii aceștia își trăiau doar viața. Ține fix de liberul vostru arbitru cum veți acționa începând cu această lună. La nivel de plan material, exact cum am spus, cheltuim pe bucuriile vieții, bucurii care sunt trecătoare. Sau am economisit toată viața și nu m-am bucurat de nimic și în această lună o puteți face, pentru că nu veți rămâne fără bani dacă există această teamă de a nu avea. M-a învățat pe mine mama, tata sau bunicul sau bunica că banii se fac greu. Banii sunt o frecvență, banii suntem noi. La nivel medical poate fi vorba aici despre chestiuni care țin de sistemul nervos, pe care le puteți descoperi acum. Însă, atenție, că este autosabotaj sau sunt lucruri care s-au întâmplat în viețile voastre și pe care nu le vedeți, sunt în subconștientul vostru, care v-au luat puterea de a duce o viață bună sau de a avea un stil de viață sănătos. Poate exista aici o dependență, un viciu care se poate remedia. Viciu poate fi și acela să lucrez, să mă ascund în munca mea, să fiu un om de succes pe planul profesional, dar în viața personală nu. Avem regele de cupe, 10 de monede, 8 de cupe, din nou spânzuratul, din nou justiția și 2 de monede. Pentru voi este o lună foarte puternică pentru alegeri, pentru a alege drumul. Potențialul este acela de a vă îndepărta de tot ceea ce vă doare și de a ieși din acel tipar care nu vă permite, practic, să vedeți că există ceva și dincolo de percepția voastră. 8 de cupe peste 4 de cupe aici spune că îmi pot schimba viața, mă pot însănătoși, pot renunța la codependență sau la lucrurile care îmi fac rău.
la orice formă de viciu sau de atașament nesănătos. Pentru cei care sunteți singuri, poate apărea cineva care vă poate schimba percepția despre viață și este un lucru corect. Însă aici, la voi, ține de o alegere. Este hotărârea voastră. Vibrația voastră interioară va da tonul acestui potențial să se manifeste. Cu cât mai sus, cu atât mai bine. În zona relațiilor de familie există acum o schimbare de percepție sau ar trebui să faceți niște schimbări, mai ales la nivel de plan financiar, pentru că, pe semne că există o corelare foarte puternică aici între bani și iubire. Avem bani, suntem fericiți. Nu avem bani, nu suntem fericiți. Iubirea este regăsită sub arhetipul planetei Venus. Și atunci când înțelegem că atâta vreme cât noi suntem mulțumiți cu ceea ce avem, suntem fericiți, putem genera în continuu bani. Pentru că ei se blochează doar atunci când noi blocăm energia banilor. Poate fi vorba despre o răsturnare de situație, poate fi vorba despre evitarea unui divorț, poate fi vorba despre un divorț pe care acum îl puteți înainta, dacă înainte nu puteați. Este o schimbare radicală aici la nivel de relații, dar susținută de energia leului, care înseamnă bucurie. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, din nou mesajul este acela de a face fix ce crezi tu. Este alegerea ta. Ce faci? Mai aștepți sau îți schimbi perspectiva și vezi de fapt că îți faci rău singur așteptând? Pentru că s-ar putea tu să nu mai fi fost de mult pe aceeași vibrație, în rezonanță cu omul la care te gândești. Tu vrei ceva și el altceva. Ce alegi? În zona planului material apare o șansă, apare o bucurie, vin bani sau te poți organiza mai bine la nivel financiar, astfel încât să ai în permanență bani din toate direcțiile. Și dacă trebuie să-i cheltui, banii aceia se întorc cu ușurință la tine. Iar în zona planului medical, suma tuturor gândurilor voastre vă dă tonul. Sunteți bine? Corpul e sănătos. Minte sănătoasă în corp sănătos. Ceva chestiuni legale sau decizii corecte în urma deciziilor voastre din această lună, începând cu această lună, care sunt legate de arhetipul peștilor, dar și de arhetipul berbecului. Ne amestecăm. Energia peștilor înseamnă ne-am amestecat. Energia berbecului spune nu, eu sunt unic. Ce facem? Urmăm ceva, o credință, o ideologie, un ideal sau revenim cu picioarele pe pământ și pornim pe o cale, dar foarte structurată, pentru că ne ajută luna plină din Capricorn. Din nou, poate fi un divorț, un partaj, o chestiune la nivel financiar care se încheie. Poate fi vorba despre atragerea resurselor în această lună, despre a vedea că aveți bani, că aveți cum să-i faceți, despre achitarea unor datorii, despre corectarea unor chestiuni. Când vine vorba despre contabilitate, poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă găsiți pe cineva și este corect. Pentru că stima voastră de sine crește, pentru că mintea voastră se limpezește. Uite, la nivel financiar, încasați bani. Voi aveți bani. Banii trag la voi. S-ar putea să fie greu de ținut. Entry level, să învățăm să apreciem banii la forma lor corectă. Pentru unii înseamnă fericire, pentru alții înseamnă supraviețuire, iar pentru alții înseamnă doar un mijloc necesar, un nou loc de muncă, contracte mai multe, o energie foarte bună. Iar în zona relațiilor avem ceva neașteptat, surprize, lucruri pe care nu le putem prevedea, dar și ceva atipic. Sigur că în această lună puteți atrage omul potrivit pentru vibrația voastră. Se pot întâmpla tot soiul de lucruri care, în mod normal, se întrevăd a fi de bun augur cu energia leului pe casa 7. Talismanele. Multă nerăbdare sau multe surprize care pot apărea în această lună.
Surprize de genul cunosc pe cineva și este cineva atipic. Și trebuie să fiu atent la ce vreau de la viață, pentru că, uite, ceva se încheie pentru voi în mod direct. Ficatul care se poate regenera. Ficatul. Ficat ciroză. Dacă există aici vreo provocare a voastră în mod direct sau a cuiva drag vouă care ține de alcool sau de vreun anume viciu, se poate remedia. Are cauză emoțională. Lucrurile care contează pentru mine nu contează pentru tine. Sau eu văd situația într-un anume fel, tu o vezi diferit. Suntem unici și originali. Asta este cheia succesului la voi. Voi aveți capacitatea de a trece peste niște programe de-astea sociale impuse. Un as din mânecă, o călătorie, o nouă relație de iubire, schimbarea despre perspectiva vieții, o vibrație mai înaltă, dar și măsură, organizare mai bună. Creativitatea care vine din iubire, puteți scrie poezii, aveți darul literelor, unii dintre voi puteți să vă orientați către artele plastice în această lună sau trebuie să vă adunați gândurile. Uite, trebuie să fiți mai eficienți puțin și voi vă știți mai bine viețile, să vă aliniați la o vibrație mai înaltă. Alții dintre voi s-ar putea să aveți de reparat niște lucruri prin casă, când vine vorba despre circuitele electrice. Ai o victorie, dar ține de perspectiva ta. Poți reuși ceva, dar este fix viziunea ta, cea care te va ajuta să reușești sau nu. Alții dintre voi vă veți elibera sau vă puteți elibera de o structură veche, de o situație care v-a stresat. Pentru alții dintre voi este o chestiune care ține de timp, un conflict cu timpul. Uite, din gol, acum e plin. Se umple sacul sau se umple golul în suflet. Puteți vindeca ceva foarte puternic. Și este surprinzător. Se creează o situație, întâlniți un om care vă dă lumea peste cap. Și din singurătate, aici suntem pe două roți, uite, suntem pe patru roți. Este o evoluție la ceva mai mare. Atenție la achiziții. În ce investiți banii? Aici avem Săgetătorul. Săgetătorul este guvernat de Jupiter și Jupiter este în Gemeni în acest moment, în casa a cincea, a relațiilor de iubire, dar și a relației cu ai voștri copii sau acolo unde este copilul interior. Uitați-vă la copilul vostru interior, pentru că dacă îl iubiți și dacă îl vindecați și dacă înțelegeți faptul că în copilăria voastră așa a fost cadru, nu judecăm, nu chestionăm, doar înțelegem, integrăm și vindecăm, lucrurile capătă o dinamică diferită în viața voastră. Inițialele sunt B, S și B. Se recrează o bază, se poate turna o fundație. Asta ține de foarte multe lucruri. O puteți lua de la început într-o anume direcție. Aici poate fi mutarea dintr-un departament într-altul, poate fi mutarea dintr-un apartament la casă, poate fi un pas înainte, dezlipirea de un concept de familie pentru a merge către altul. Surprize, dar și faptul că trebuie să pătrundeți în subconștientul vostru. Pot fi terapii pe care să le faceți, care începând cu această lună să vă ajute. Aveți emoții puternice, dar blocate. Alții dintre voi puteți promova sau vă puteți întemeia o afacere, puteți lucra independent pe cont propriu. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți o lună minunată. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!